Legămintele majore ale Scripturii Legământul Edenic Geneza capitolul 1 versetele 28 la 30 Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice Orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Geneza capitolul 2, versetele 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci, după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Legământul edenic i-a dat omului în inocența lui răspunderea de a se înmulți, de a popula pământul și de a-l supune. I s-a dat autoritate peste întregul regn animal. El urma să cultive grădina și să se hrănească din toate roadele ei, cu excepția rodului pomului, cunoștinței binelui și răului. Neascultarea de această poruncă, din urmă, avea să aducă moartea. Legământul adamic. Geneza capitolul 3, versetele 14 la 19. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale, să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însă Cinarea ta, cu durere vei naște copii, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine omului i-a zis Fiincă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el blestemat este acum pământul din pricina ta cu multă trudă să ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale spini și pălămidă să ți dea și să mănânci iarba de pe câmp în sudoarea feței tale să ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ căci din el ai fost luat căci țărânt. Ești și în țărână te vei întoarce. După căderea omului, Dumnezeu a blestemat șarpele și a prezis că va exista vrăjmășie între șarpe și femeie și între Satan și Domnul Isus Hristos. Satan avea să-l rănească pe Domnul Isus Hristos, dar Domnul Isus Hristos avea să-l distrugă pe Satan. Femeia va simți durerile nașterii și va fi sub autoritatea soțului ei. Pământul a fost blestemat Omul se va lupta cu spinii și pălămida în cultivarea lui. Munca lui va implica sudoare și trudă, și în final el se va întoarce în țărână, în țărâna din care fusese luat. Legământul cu noi, Geneza, capitolul 8, versetele 20 până la capitolul 9. Versetul 27. Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arder de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: Nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut cât va fi pământul, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Dumnezeu a binecuvântat pe noi și pe fiii săi și le-a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Să puce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării. Vi-le-am dat în mâinile voastre. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau, ca și iarba verde, numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați că își voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, iar voi creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis, Iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările cât și vitele și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul și Dumnezeu

Iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. beul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe: acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ. Fiii lui Noe care au ieșit din Corabie erau Sem, Ham și Afet. Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci, Sem și Afet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers dandă ratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețea la vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr și a zis, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. El a mai zis, binecuvântat să fie domnul dumnezeul lui sem și Canaan să fie robul lui, Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, și Canaan să fie robul lor. Dumnezeu i-a promis lui Noe că nu va mai blestema pământul și că nu-l va mai distruge integral printr-un alt potop. El a dat curcubeul ca un garant al acestei promisiuni, dar legământul mai includea și stabilirea guvernării omenești. inclusive puterea de aplicare a pedepsei capitale. Dumnezeu a garantat regularitatea succesiunii anotimpurilor, a repetat îndemnul dat omului de a popula pământul și a reconfirma stăpânirea acesteia peste creaturile inferioare. Omul putea adăuga acum carnea la meniul lui vegetarian de până atunci. În ceea ce îi privește pe descendenții lui Noe, Dumnezeu l-a blestemat pe fiul lui هم غنان să fie slujitorul lui Sem și Iafet. El i-a dat lui Sem un loc de cinste, care știm că implică și includerea în linia genealogică a lui Mesia. Iafet se va bucura de o mare expansiune și va locui în corturile lui Sem. Legământul Avramic Geneza capitolul 12, versetele 1 la 3 Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza capitolul 13, versetele 14 la 17. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre noapte și spre zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea să fie numărată, scoală-te, străbată țara în lung și în lat, că ție ți-o voi da. Geneza, capitolul 15, versetele 1 la 8. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, nu i el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din ur, din haldea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Geneza capitolul 17, versetele 1 la 8. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Iată legământ legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, că te fac tatăl multor neamuri. Te voi mulține spus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Legământul Avraamic este necondiționat. Numai Dumnezeu manifestându-se ca un cuptor aprins și o făclie aprinsă a trecut printre cele două bucăți ale animalului jerfit din Geneza, capitolul 15, versetele 12 la 21. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi Robin și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis, Seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume țara cheniților, a cheniziților, a cadmoniților, a hetiților, a fereziților, a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a Girgasiților, și a ebusiților. Acest acest lucru este foarte semnificativ. Când doi oameni făceau sau tăiau un legământ, ei amândoi treceau printre cele două bucăți ale animalului pentru a arăta că sunt de acord cu condițiile legământului. Dumnezeu nu i-a pus condiții lui Avram. De aceea promisiunile enumerate mai jos se vor împlini și s-au împlinit, indiferent cât de credincioși aveau să fie urmașii lui Avram. Aceia care nu văd niciun viitor, pentru vechiul popor al lui Dumnezeu, deseori încearcă să prezinte acest legământ ca fi incondiționat, cel puțin în ceea ce privește pământul. Apoi, acaparează toate binecuvântările în folosul bisericii, lăsând Israelul cu puțin sau cu nimic. Legământul include următoarele promisiuni făcute lui Avram și urmașilor lui. O națiune mare, Israel, binecuvântări personale pentru Avram, un renume, o sursă de binecuvântare pentru alții, conform Geneza capitolul 12, versetul 2. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Favoruri divine pentru prieteni și blestem pentru dușmani. Binecuvântări pentru toate națiunile împlinite în Domnul Isus Hristos. Conform Geneza, capitolul 12, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Stăpânirea veșnică a pământului cunoscut sub numele de Canaan și mai târziu ca Israel și Palestina, conform Geneza, capitolul 13, versetul 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit lot de el, ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus. Geneza, capitolul 13, versetele 15 și 17, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ce ți o voi da. Mulți urmași naturali și spirituali, conform Geneza, capitolul 13, versetul 16. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Geneza, capitolul 15, versetul 5. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Paternitatea multor națiuni și regi prin Ismael și Isaac, conform Geneza, capitolul 17, versetele 4 și 6. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri și din tine vor ieși împărați. O relație specială cu Dumnezeu, conform Geneza, capitolul 17, a doua parte a versetului 7. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Legământul Mozai. Exodul, capitolul C versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele că și tot pământul este al meu. Exod capitolul 20, versetele 1 până la capitolul 31, versetul 18. În sensul cel mai larg, legământul mozaic include cele 10 porunci, descrind îndatoririle față de Dumnezeu și față de aproapele fiecăruia. Conform cărții Exodul capitolul 20, versetele 1 la 26. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care în nelegirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam, al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsi pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odignit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odignă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, Să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău, să nu poftești casa aproape tău, să nu poftești nevasta aproape tău, nici robului, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproape tău. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, așa să vorbești copiilor lui Israel. Ați văzut că v-am vorbit din în ceruri. Să nu faceți Dumnezei de argint și Dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine. Să nu vă faceți alți Dumnezei. Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jerfele de mulțumire, oile și boii, în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu. Voi veni la tine și te voi binecuvânta. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră? o vei pângări. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Numeroase reguli în ceea ce privește viața socială a Israelului, conform cărții Exodul, capitolul 21, versetele 1, până la capitolul 24, versetul 11, și porunci detaliate care privesc viața religioasă, conform cărții Exodul, capitolul 24, Versetele 12 până la capitolul 31, versetul 18. Acest legământ a fost dat Israelului și nu neamurilor. Era un legământ condiționat, cerând ascultarea omului și de aceea firea pământească îl făcea fără putere. Conform epistolei lui Pavel către Romani, capitolul 8, prima parte a versetului 3: Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Decalogul n-a avut niciodată intenția să ofere mântuire, ci mai curând să condamne păcatul și eșecul. Nouă din cele zece porunci se repetă în Noul Testament, cu excepția sabatului. Nu ca lege însoțită de pedeapsă, în cazul nerespectării ei, ci ca un comportament potrivit pentru cei salvați prin har. Creștinul este sub har, nu sub lege, dar este legat de Dumnezeu prin dragoste motivația supremă.